Soare, șezlonguri, umbrele, piscine cu apă limpede ca lacrima. Este imaginea pe care o veți descoperi la plaja Olt din Slatina, începând cu 1 iunie. Reprezentanții primăriei Slatina și cei ai Clubului Sportiv Municipal, care administrează Clubul Nautic, au vrut să se asigure că totul este pregătit pentru marea deschidere. Este inspecția finală. Pe data de 1 suntem pregătiți să dăm drumul la un nou sezon al plajei, sezonul 2017, să zic așa. Totul este în regulă, sunt 330 de locuri pe șezlonguri care îi așteaptă cu drag, cu bucurie, cu voie bună pe toți slătinerii, începând de joi 1 iunie. Înainte să anunțe deschiderea sezonului estival la plaja Olt, autoritățile s-au asigurat că și apa din piscine respectă standardele de calitate. Piscina, din punct de vedere al calității apei, este foarte bine. Avem și rezultatul de analize de la DSP. Lucrurile sunt în regulă, nu există nicio problemă. Plaja arată extraordinar de bine. Umbreluțele, șezlongurile, puteți să luați imagini, să vedeți, totul este la un standard, eu zic, foarte, foarte ridicat. Începând cu 1 iunie, joi, vă așteptăm la piscina din cadrul Clubului Nautic Slatina. Pe lângă zona modernă de plajă, cei care vor să se distreze la Clubul Nautic au mai multe posibilități de petrecere a timpului liber. Avem mini-golf, avem tir cu arcul, deși nu avem solicitări deocamdată, sper să vină și mulți oameni care o să tragă cu arcul, fotbal, tenis, volei pe nisip, role, biciclete, cam tot ce înseamnă o recreere pe timp de vară, noi suntem aici, suntem disponibili și așteptăm pe slătineni. Prețul de acces la plajă este de 10 lei pe zi pentru un adult și 7 lei pentru un copil. Un șezlong poate fi închiriat cu 5 lei pe zi, iar dacă vreți să mergeți cu hidrobicicleta, veți plăti 15 lei pe oră sau 7 lei pentru o jumătate de oră pentru două persoane. Toate celelalte tarife pentru serviciile oferite în cadrul Clubului Nautic pot fi consultate pe site-ul clubnauticslatina.ro, secțiunea Tarife Program.